Așa de cireașe de pător, că practic am fost cu minți. N-am făcut nimic. Mamă, pere. Dude, cum se simte? Trage pe dreapta. Bine, am regăsit la un nou car vlog. De această dată o să facem ceva mai diferit și nu o să ne ocupăm de Tesla mea. Astăzi avem un diesel sau o benzină? Benzină. Benzină, un Seat de care? Ia spune. 1.8 Leon, 1.8 turbo. Suntem alături de Cristi. Pare bine. Deci astăzi o să vedem o mașină care pare să fie o mașină normală așa de stradă, poate puțin modificată, dar mașina asta este specială, pentru care câți cai putere? 400 de cai. Deci 400 de cai putere pentru o mașină din 2003, parcă? 2003. 2003. Cam așa. Noi ne-am întâlnit pe stradă, efectiv era într-o parcare și am rămas surprins de cum se aude motorul și după aceea m-am dat o tură, am rămas fără cuvinte. Am pus și un Instagram story, dacă nu mă urmăriți pe Instagram, neapărat dați un follow acolo. Din nefericire, a fost totul foarte pe repede înainte. Bravo, și n-a apucat și să facă o spălare la mașină. Îmi pare rău. Dar oricum, vedem o mașină din 2003 cu 400 de cai, avem multe de discutat, pentru că eu nu știu cum ai reușit. Astăzi o să discutăm despre procesul ăsta. O să mă dea și o tură să vedem exact ce poate să facă mașina asta de 400 de cai. Efectiv, mașina ta are mai mulți cai decât are mașina mea de 325 de cai putere, o Tesla, și asta e din 2003. Și mașina asta când ai cumpărat-o, cât a costat? 6.000 de euro. Și era modificată? A fost parțial. Uh-huh. Am mai băgat eu în ea puțin. Pachetul care o vezi pe ea, așa am luat-o. Intercooler schimbat, bobine schimbate, filtru sport, astea le-am schimbat eu. Uh-huh. Injectoare, motor forjat, așa, evacuare așa am luat-o, full inox. Uh-huh. Când m-ai dat în seara aia, mi-ai spus că ai vrea să o duci și la mai mulți cai putere. La un 600 m-am gândit. 600 de cai putere? Cam așa, da. E posibil? Nu, deci sunt am vorbit cu cineva, se poate. Se poate? Dar e multă muncă aici. E mult de muncă, îmi dau și-o seama, efectiv. În principal văd că ai schimbat și frânele, că era cazul să schimb neapărat frânele. Ce frâne ai pus? Sunt de la Porsche, din ce am înțeles, și are 312 cm. Uh-huh. Pe față le-am schimbat, că pe față aveam nevoie. Pe spate sunt alea stock. Dacă facem multe like-uri la vlogul ăsta, o să facem și o parte a doua, în care facem o liniuță, mașina lui versus mașina mea. Nu știu sincer care o să câștige la 0-100. Mă aștept poate a ta? Nu știu, eu s-ar putea să plec mai repede de pe loc. S-ar putea să mă iei la plecarea asta, clar. Dar s-ar putea undeva la 50, 60, 70 pe acolo să încep să vin din spate, nu știu. Vedem. Chiar este foarte interesant, este o mașină care chiar poate să concureze cu mașina mea. Are posibilitatea și o mașină din 2003, care la bază a fost 6.000 de euro. Și cât ai investit? Câți bani ai investit în ea? Păi, așa un calcul, nu știu să spun exact. Tot ce a fost investit în mașina asta a fost cam 10.000. 10.000? De euro. Mamă. Deci cam așa. Ia spune, ce ai modificat la interior? Aveam așa, un ceas de turbo, pentru turbină, pentru presiune. Am înțeles. Un ceas pentru amestecul de benzină cu aerul, ăla de acolo. Am înțeles. Ăsta e un ceas care ne ajută pentru timer, care să se oprească mașina. Am observat că ai o tobă destul de mare, aș putea spune. Ia spune, care e treaba cu toba? Păi, băiatul care a avut-o a zis că vrea să fie ceva gălăgios și a făcut capoadă inox. Și mașina asta zici că e efectiv sălbatică. Dar o să vedeți mai și la momentul de test drive. Hai să dai ok, să vedem cum se aude. Ia dă-i un pic. Deci, s-a înțeles care e treaba. Cred că ar fi cazul să dăm o tură cu mașina, nu-i așa? Da. Hai să dăm o tură cu mașina. Nu știu cum o să faci turul de 500 sau aici 600. Deci nu știu, efectiv 600 de cai putere, dar mai discutăm noi pe alte videoclipuri. Acum vreau să-mi arăți de ce e capabilă mașina asta, pentru că și oamenii sunt curioși destul de mult de treaba asta. Desigur. Așa că hai să vedem care e treaba. Mamă, deci data trecută, pe bune, m-a speriat mașina asta. Deci data trecută m-a speriat mașina asta când m-ai dat tu. Cei de păstorii știu la ce mă refer, pentru că și pe filmarea aia s-a văzut cum se auzea mașina asta. Și am uitat exact cum se aude, pentru că n-am mai văzut decât 3 săptămâni, cred că. Cam așa. Cam așa ceva de genul. A durat mult până am reușit să filmăm,
Dar sperăm ca partea a doua să vină mai repede, așa că depinde de voi dacă dați acolo pe butonul de like. Cum vrei tu, dă-mă tu prima dată cum vrei tu și după aceea facem. Păi, hai că te dau cu lanci acum. Ok, yeah. Băi, bă, cum e? Ok. Nu știu nimica, deci, băi. Deci data trecută eram speriat rău de tot când a fost prima dată, mai era și noapte, era totul... Acum e și drum drept, da. Vă dați seama, și e totul mult mai chill, nu ai emoții, dar senzația, frate, e... Mamă, frate, efectiv. La tine e senzația. Sunt curios când o să vezi și tu în Tesla data viitoare cum o să ți se pară. Chiar sunt curios. Sunt și eu curios, nu, ți-am zis. Oricum, nu-ți dă aceeași senzație pentru că n-auzi motorul, la asta când... Ia să ne cum se aude aici de desubt. Acum putem să și ascultăm, că până acum am fost doar cu electrice pe aici. Nu știu, guys, spuneți-mi voi o părere în comentarii legat de mașina asta, cum vi se pare. Chiar sunt curios de reacția voastră, sincer vă zic, că n-am pus niciodată o mașină de genul pe vlog și chiar sunt curios de reacția voastră. Vreau să vă părerea voastră în comentarii legat de mașina asta. Pă bune, o mașină din 2003, care la bază câți cai ar fi trebuit să aibă mașina asta? 180 stoc. Deci 180 stoc. Și are 400. 400. Ok, acum dă-mă cum vrei tu ca să fie cât mai brutal, cum zici tu. Ok. Wow, mamă, fere. Dude, cum se simte? Mamă, gata. Rămân fără cuvinte pentru că nu știu cum să compar cu cealaltă mașină pe care am mai văzut-o, foarte puternică, aia de 800 și ceva de cai putere de la Tesla Model S. Bă, aia te durea capul că te băga mai rău în scaun la început, aia. Dar asta cu sunetul ăsta așa și îți creează adrenalină, te sperie un pic, știi? Da, știi. Mai ales că, bă, impresia că alunecă, cred că alunecă. Da, alunecă rău. Și alunecă mașina pentru că e destul de umed pe jos, dar sperăm poate data viitoare când filmăm să nu fie. Aici e poliția. N-am treabă cu ei. Ok. Până să n-ai bei, treabă cu tine. Spune, facem un vlog, domne. Faci noi un vlog, ne plimbăm și noi. Așa de cireașă de pător, că până acum am fost cu minți. N-am făcut nimic, stați liniștit. Băi, eu cred că ar face Tesla mea, în teorie, eu chiar cred treaba asta. Pentru că are 400 de cai și nu știu, se simte foarte brutală, dar de pe loc cred că o să plec mai bine. Asta clar. Asta de pe loc clar, trebuie să plec mai bine. Dar nu știu, în timp poate mă iei, știi? Vedem. Simt că alunecă și se duce așa de fund, nu știu. E de la cauciucuri. De la cauciucuri. Am semislicuri pe ea. A, e semislicuri pe ea, de cauciucuri. Da, și e ud pe jos și îți dai seama de... Păi asta zic, ai impresia că se... Păi da, timp... fuge. Da. Vrei să facem un 0-100? Hai să facem un 0-100. Hai să spui când. Gata. Suta. Da, aluneca, da. Și am dat și eu, cred că un pic cam prea devreme. Ar fi cam vreo, nu știu, o să punem pe filmare exact timerul cât a ieșit. Deci cam asta a fost vlogul cu această bestie. Mulțumesc pentru tură, Cristi. Nu uitați da și lui un follow pe Instagram dacă vreți să fiți la curent cu tot ce-i face la mașină. Și dacă vreți să vedeți partea a doua în care testăm versus mașina mea cum se descurcă, sunt tare curios, nu știu exact care o să fie rezultatul, asta mă entuziasmează. O să fie un videoclip super tare. Dacă vreți să vedeți videoclipul ăla, dați acolo pe butonul de like. Și noi ne auzim data viitoare, vă pup, ceau!